Salutare lume, eu sunt Bogdan și bine ați revenit la MB Games. Astăzi, alături de noi, nu este nimeni. Suntem aici pe The Maze Runner, în Minecraft, clinic, aici rămăsesem, da? Și am văzut că este o serie destul de apreciată, adică am făcut destul de multe vizualizări la ea și am zis, hai să o continuăm. Opa, ce? S-a blocat joc. Ia să vedem ce e aici. Aici n-am verificat niciodată. Nu s-ar putea să nu găsim nimic, dar hai să punem. Uite că avem cărbune. Să nu uităm de el aici. Hai mă că ajunge atât. Da, punem și goldul ăsta. Poate facem niște mere de aur, dar nu știu de unde mere. Așa. Bun, ne-am făcut full fier. Nu știu dacă găsim diamante. Dar ce vreau eu să fac acum ar fi să tai tot copacii, pentru că o să plecăm în curând în labirint. Ok? Și vreau să fac gărdulețe sau de-astea, orice, ca să putem să plecăm acolo. Ca să putem să plecăm și să lăsăm urmă, ca să nu mai mergem de multe ori. Să nu repetăm drumul, să nu ne pierdem. Lăsăm o urmă de lemn, ceva acolo, orice. Deci, na, tăiem copacul. Tăi. Așa. Să vedem. Hai să-l tem pe tot, totuși. Să nu lăsăm așa. Bun. Am băgat destul de sus. Poc, 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 poc. Tăiem totul aici. Asta e tot? Sperăm că asta să fie tot. Poc, 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 poc. Bun. Uite, a picat și aici și un copac. Hai să-l plantăm la loc. Nu torțele avem nevoie. Poc, l-am plantat. Vedem ce mai fac recoltele. Deși eu n-am jucat offline deloc. S-ar putea să nu fi crescut mai deloc. Avem niște grâu. Unde semințele să le plantăm la loc. Și nu prea putem să plecăm în starea aceasta, deoarece nu prea avem mâncare. Avem asta. Cred că o să... Uite, avem... cartofi. Cartofi copți. Bun. Avem asta s-a făcut, asta s-a făcut. Asta s-a făcut. Avem 6 de astea, cât ne ajunge de 2 pâini. Și să plantăm semințele loc. Bun. Aici este o fântână. Ca să avem... What the fuck? Hai să nu spui că nu mai pot să ies. Hai, lasă că facem așa. Dă-o încolo, lasă-l acolo. Bă, dar asta cel mai țin eu după mine. Nu mai întreb pichexul ăsta. Aruncă-l acolo. Fântână. Când scoatem apă, îl găsim. Cartofi. Cartofi, cartofi. Cartofi, cartofi. Plantăm la loc ceva? Hai să plantăm până rămânem cu 8. Bun, ajung. Sau... Uite așa să facem tot asta. Aici, 5 cartofi, ne ajung. Morcovi. Da, morcovii ne trebuie foarte mult pentru că, da, cred că tocmai a pornit dezumidificatorul, s-ar putea să se audă. N-am ce să-i fac, nu pot să-l opresc. Bun, 15 morcovi. Hai să punem până ajungem la 10. Bun. Deoarece trebuie să... Cine se înmulțea cu morcovi? Nu mai știu. Porci, nu? Ia, stai. Trebuie să facem așa, facem un crafting table. Bun. Da, sper că eu n-am făcut până acum crafting table. What? Pressure plate. Măi, asta e prost. Nu putem să pun... Pisicii măsii. Bun. Ce? Nu merge chestia asta. What the fuck? Doamne, ce prost sunt. Plec. A scăpat. Du-te mă la loc acolo. Du-te. Ai că te-am tăiat. O să trec, o să intru. Pare că nu mi-e... Treci mă. Mă, da. Ia veniți mă înapoi, hai. Dar porcii ăștia mici n-au crescut deloc.
Nu știu de ce nu mi-apare inimioarele, s-ar putea să le dezactiv, fi dezactivat eu. Bun, hai, hai aici. Nu! Ai, pizda, măsii. Ieșiră toți. Porci, 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 porci. Hai să tăiem aici, am. Porci, 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 hai, hai. Hai, hai, porci. Porci. Hai, porci. Veniți, mă. Aici, hai. Ai, firați, ai dreptul să fiți, veniți. Hai, mă. Ăștia doi nu vin. E, păi... Dacă nu veniți, pa. Adio. Așa, dăm și la astea, hai. Îl dăm la două de astea mari. Bun. Hai să dăm și un de ăsta mic să crească mai repede. Și din astea facem o pâine. Bun, ia să facem noi o pâine de aia frumos și bună. Poc, o pâine. Bun, tăiem ăsta. XP, XP. Bun. Trestia n-ar trebui la ceva. Nu cred. Avem 8 morcovi. Hai să mai plantăm. Poate mai mic și încă unul. Bun, deci avem o hartă. Avem morcovi, un crafting table care hai să-l punem undeva aici. Avem un emerald, 40 redstone, coal, iron, lapis lazuri. Asta să mergem să le coacem lemn. Hai să-l facem pe tot de asta așa. Să-l punem aici. Nu o să ne trească să construim ceva anume. Potato. Hai să mergem să le punem la copt, zic eu, ca să mâncăm. De ce au saturația mai mare. Uite, puteam să iau un covor de ăsta, o să-mi fac ciorul. Ia, ia. Gata. Las. Dă-l mă, că aici n-aveți nevoie de covoare. Bă, dar unde s-au dus ale? Gata. Bun. Eu luăm coldul ăsta de aici, nu știu la ce ne trebuia, dar l-am făcut. Și băgăm la copt astea aici. La tine ci și potato. Potatoe. Bun, și acum mergem. Hai să nu alergăm. Hai să alergăm, dă-l măs. Mergem să punem de astea, să vă arăt o șmecherie pentru cei care nu știu. Pui un carpet de ăsta aici și pac, poți să sari. Și animalele nu pot sări la loc. Bun. Bun. Mai punem unul aici. Gata. Nu mi-am dat seama că am acolo. Și am zis că poate merge și cu pressure plate. Bun. Am văzut că s-a mai făcut ceva grâu. Deci o să mergem să luăm și grâul ăla. Deoarece ne trebuie multă mâncare. Am mai zis-o. Cred că în toate episoadele astea am zis-o. Ne trebuie mâncare. Mâncare ar fi pe primul loc aici. Deci poți să ai full diamant dacă n-ai mâncare. Ești mort. Deoarece în tunelurile alea, dacă nu alergi. Bine, nu știu, n-am fost niciodată în tunel, n-am intrat deloc, dar știu că mai putem să facem câteva pâini care ne ajută. Poc, 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 poc. Poc. Hai să vedem câte putem face. 1, 2, 3, 4 pâini. Foarte folositoare după mine, zic, nu? Ne ajută foarte mult. Lână de la oi nu ne prea trebuie. Aș zice, hai să mergem să ne culcăm, că văd că s-a făcut noapte. Deci, hai să vedem dacă s-au copt astea, cred că s-au copt. Nu? Uite, s-a făcut cu asta, s-a făcut și potato. Ia să vedem ce e aici. Că am văzut aici o chestie. Și aici.
Ce e o cameră pur și simplu. Aici sunt niște de-astea. Ah, mare scârț. Bun, mergem tot acolo la clinic să dormim, deoarece aici am dormit în fiecare seară. Vedem ce facem mâine. Mâine zic, hai să mai căutăm niște fier, poate găsim diamante, dar nu sunt sigur, am mai zis și zis că o să găsim diamante. Adică, nu știu dacă cel care a făcut mapa a lăsat a lăsat diamante acolo. Și, na, ne descurcăm. Ok, o regulă a jocului era să nu spargem cărămida asta sau vom muri instant. Asta nu știu ce e, dar hai să o închidem. Copacelul nostru puș de noi. L-am pus acolo. Bun, aveam aici un furnace, nu avea nimic în el. Ne-am luat și niște damage. Damage. Așa. Și... Coborăm aici. Toate bune și frumoase până murim, mă. Deci o să facem, chiar dacă harta nu este dată pe hardcore acolo, hai să mai luăm cărbune. Deși nu știu la ce ne trebuie, poate level ceva aici, poate găsim ceva în spatele lui. În general, multe chestii se găsesc în spatele cărbunelui sau a altor minereuri. De exemplu, diamantele se poți să le găsești în spatele unor bucăți de redstone sau de lapis lazuri. Nu o să, adică mai rar, mai rar. Se găsesc, destul se găsesc, dar totuși un pic mai rar decât simple așa, goale, știi? Și fierul, în general, se găsește și el în spatele cărbunelui. Și de-aia, dar nu știu de ce, avem 6 fier, mai putem să facem o sabie, chestii. Vreau diamante, deci diamantele, dacă le găsesc, o să fac niște de-astea, cum le zice, un enchanting table și o să reușesc să-mi enchantez armura. Poate în următoarele episoade o să plecăm de aici, să vedem cum decurg lucrurile. Bun, cu cobblestone n-am nevoie. O să fac drumul ăla din lemn, am zis. Deja, să vedem cum trecem de lava asta. Peș, peș, peș. Ușor, ușor, ușor. Gata, am trecut. Aici cred că era lavă. Mi se pare că am astupat eu episodul trecut, nu? Nu? Da. Hai, dacă săpăm încoa. Ce putem găsi? Poate găsim ceva. Să nu credeți că am pus eu, zic așa, poate găsim ceva și să... Dacă acum avem noroc să găsim diamante, nu credeți că le-am pus eu. Adică am intrat, pac, le-am pus, s-am ieșit și apoi am zis hai să filmez. Dacă în spatele cărbunului ăsta sunt diamante acum. Mamă, ce noroc aș avea. Așa. Deci mult cărbune, sau pe picior, nu cred că stau să-l iau pe tot. Hai să mergem încoa. Prea mult. Să vezi că acum erau diamante acolo. Am găsit niște gold. Nu știu la cine folosește. Dar e ok. Luăm tot ce putem găsi. Opa, deci clar, astea spuse de cel care a creat mapa să nu săpăm mai mult. Nu dacă în jos putem să mergem mai mult. Opa. Am greșit acolo. Ia. Nu. Bun. O să punem asta. Prea mult. Așa, să punem așa, să nu cădem chiar așa de jos, ca să... Mai putem urca după. Am găsit lapis lazuri și am ajuns și la bedrock. Hai să vedem dacă avem noroc de niște diamante pe aici. Dar ce o să facem cu lapis lazuri, mă rog? La ce o să ne folosească dacă nu găsim diamante să enchantăm? Bun, și cred că s-a oprit dezumidificatorul. Na, nu cred că avem șanse să găsim. Nu. Poate și murim aici, poate mergem și dăm în lavă. Hai să vedem și încoa, mai mergem câteva spații încoa și apoi ieșim și... Na, fie ce o fi, în episodul următor sigur plecăm. De fapt, o să încercăm să mai facem rost de mâncare și o să plecăm. Da, în episodul viitor plecăm. Bun, avem și redstone. Redstone-ul ne ajută foarte mult, deoarece putem, avem 64, putem să punem pe jos redstone și asta e chiar mai folositor decât altceva, deoarece e vizibil, luminează el. Cărbunele, nu știu, se spart. Pickaxe-ul, băga mea și piciorul, hai că mai am un stone pickaxe aici. Bun. Am crezut că am rămas fără.
Pickaxe. Putem să luăm și cobblestone, ca să punem și cobblestone. Torțe e singurul lucru care nu avem voie să punem în tunel. După cum am citit de la... Ia să vedem ce e aici, poate găsim aici ceva. Bun, nu e nimic. Da. N-am găsit nimic. Nimic, nimic, decât niște cărbune. Am cu level 14. Se pare că nu ne este de ajutor levelul, deoarece nu găsim diamante. Deci nu mai are rost. Acum am păstrat cărbunele, iau că poate, nu știu, chiar nu știu la ce o să-mi trebuiască, că torțe nu o să fac, dar mă mai ajută un pic pentru pentru gătit, deci ca să gătesc carnea aia am trebuie cărbune. Și nu știu, aș face bucăți de cărbune, adică cuburi, dar nu o să iasă mare scârță, mai bine stau și sap niște stone brick, niște de astea așa și fac gata, poc, imediat. Dar na, o să-mi trească mult, deoarece de ce fac butoanele astea? Nimic. Nu fac nimic. Le-a pus ăla de decor. Hai să luăm cât am fost în mină, s-au mai făcut și astea și mai luăm și grâul ăsta. Grâu e foarte folositor, deoarece când îl plantez la loc, adică când plantez la loc, plantez semințele, asta e bine. Mai trebuie să plantez grâu, cum e la cartof sau la morcov. Deci iei morcovii și îți dau 3 bucăți și apoi din alea 3 bucăți, 2 trebuie să plantezi la loc dacă vrei să mai ai. Așa, ai grâu, ai și semințele, super ok, pac. Rămâi și uite, avem și grâu, putem face acum. Dar mergem să luăm și cartofii. Hai să mâncăm o de asta, că avem 5, a, n-ajunge. Dar nu mănânc, că nu trebuie, nu mă ajută cu nimic acum, deoarece... Poc, 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 poc. Mulți cartofi. Avem destui. Avem 32 de cartofi. 34. Hai să plantăm până la 25. Să avem. Bun. Ah, las, nu mai fac aia la loc. Am recoltat rapid. Am sărit direct. Bun. Ia să vedem. Bun, am luat totul de aici. Mai plantăm până la 25 la fel. Apoi 25. Acum mergem. Uite, uite-mă cum a intrat în tunel și fuge și nu mai fac nimic. Pe asta nu mai puteam să-l iau. Mergem să înmulțim astea. Uite, hai că intrăm pe acolo. Vedem. Cartofi se înmulțeau astea. Astea erau cu grâu, doamne ce prost sunt, înmulțeam vacile cu cartof. Bun, astea tot cu grâu, dar astea nu-mi trebuie. Ce caută vaca asta aici? Pot să treacă? Doamne, ia morfă, mori. Hai porcii. Porcii a rămas destul de puțin deoarece nu pot să-l fac mare. Nu pot. Porcii a rămas destul de puțin deoarece am omorât din ei, deoarece ne-au scăpat. Avem două piele, bun. Vaci mai lăsăm să crească. Oile o să le omorâm din prima, deoarece dau și ale mâncare, nu avem nevoie de lână. Deși am putea să luăm lână, să punem pe jos, dar nu știu ce să zic, mori. Cu tot bucată, buci, țoron, să-mi văd piciorul. Da, și cam asta o să fie și cu episodul ăsta. Am făcut un pic cam lung, nu mi-am dat seama. Dar asta e. Ne vedem data viitoare. Pa!